Sehr geehrte Damen und Herren, ein herzliches Willkommen. Allen Anwesenden, groß und klein und von nah und fern. Bineați venit! Tuturor adresăm această urare, tuturor participanților, mici și mari, de loco sau veniți din alte părți. Astăzi sărbătorim Ziua Germaniei cu o întârziere cauzată de faptul că n-am putut asigura partea artistică, fiind colegii noștri plecați în diverse deplasări cu alte ocazii. Weiter werde ich auf Rumänisch reden. Die meisten von uns reden, herrschen nicht die deutsche Sprache. Und darum für die unsere Gäste werde ich leider auf Rumänisch reden. Dau cuvântul realizatoarei proiectului de astăzi, doamna Mihaela Brunhuber, care împreună cu soțul Uli Brunhuber au realizat această întâlnire de astăzi. Cărora le mulțumim!
Mulțumesc. A fost un membru activ în Forumul Bacău și a însoțit în permanență nemulțumirea la toate activitățile noastre cu mult curaj și cu mult entuziasm. Și de aceea am ținut să nu trecem mai departe peste acest moment cu însemnătate tristă. V-am anunțat pe membrii să treceți pe la doamna economistă să plătiți cotizația cei care mai aveți de plătit. Iar profit de această ocazie ca să anunț public retragerea mea din cadrul formației Zweimal 2 din motive de sănătate. Activitatea muzicală va fi continuată de colegii mei și le doresc succes în continuare. Acum, în continuare, mai am o problemă. Un coleg de-al nostru, care este foarte important astăzi, a sărbătorit ieri ziua de naștere. Domnul Iosef Biali a primit ieri o frumoasă vârstă. Să-i cântăm o strofă de la mulți ani, dacă vreți. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Și cu aceasta ne invităm să susțină referatul care pune în valoare ziua Germaniei, ziua unificării Germaniei, care o putem considera și ziua în care s-a eliberat Europa și a dispărut pentru totdeauna cortina de fier. Poftiți, domnul meu!